Salutare, bine ați venit la Terra România, eu sunt Alex și astăzi jucăm Warcraft 3 Reforged. A trecut ceva timp de când nu am mai jucat Warcraft 3 Reforged, cel puțin pe acest canal și am zis că trebuie să fac un meci de Warcraft 3 Reforged, chiar dacă o să câștig sau o să pierd, o să postez indiferent de rezultate. Meciul este Undead vs. Orc, harta este destul de ok, aș putea spune, un pic mare pentru doi playeri, dar ne vom adapta cumva și vom vedea cum va evolua meciul. Chestia nașpa la orice este că sigur va merge la Blade Master și va încerca să-mi ucidă acoliții sau să-mi facă damage prin bază și e un fel de passive-aggressive, aș putea spune. Ok, o să facem aici Tombs of Relics. Inițial o să merg la... Cred că o să mergem la Death Knight. Fiindcă... Ok, mergem la Death Knight și să facem graveyard-ul aici. Așa. Și așteptăm să facem și un goal. Death Knight-ul punem să vină aici. Ba nu, aici, fiindcă vreau să iau... Mă facem încă un curat. Și... Ok. Control 1, control 2 și să mergem între... ok, hai ca iasa si Death Knight-ul. Mergem sa facem creep rapid, cred ca... Luam un Rod of Necromancy, si asa. Si hai sa facem creep in 2. Alegem Death Coil-ul, control 1. Ei, trimitem mata aici. Încă unul aici. Facem încă un gol și... Ok, facem creep aici, cred că putem face 4 scheleți. Regulan, nu-i nimic, putem bază. Dar dacă îl ucidem pe asta, facem bază. Hai să fugim. Și facem încă... Cred că un paian și nu ajungem. Alegem asta. Probabil el a fost la scout. Hai să mergem din nou. Și tu când ieși, 3. Hai tot aici. Additional lumber. We demand additional lumber. Our forces are under attack.
facem. Vine și cum coace. Pe lag. Mai se întâmplă. Okay, până se face asta, ne întoarcem înapoi. Și... dă mai multă mană, ce drept, dar... și asta, în cazul în care va ataca. Și mai luăm un Rod of Necromancy. Hai să mergem. Eu zic să facem creep aici. Cred că trebuie să trimit un paianjen în față. Dacă facem un pic creep, facem aici. Ca să putem lua upgrade complete. Ok, hai. Așa, putem face și una de asta aici. Da, aici, ok. Ok, hai să mergem aici rapid. Întoarce-te înapoi. O să pară de masă. Level 3. Nu faci și tu. Înseamnă că are undeva... mă gândesc să nu atace, asta ar fi chestia enervantă. Hai că mergem la risc să facem și noi level 3. Facem aici rapid și dăm între timp și un upgrade la astea două. Și tu... spate. Facem de-asta asta. Și să facem... să mergem mai scund de asta. Ok, și să facem și un ăsta. Să ne întoarcem în bază, fiindcă dacă o să mă atace, o să fie nașpa. E clar, merge la... și asta nu știu niciodată și asta la fel. Așteptăm să iasă leech. Să leech odată. Aștia 4. Hai să facem creep undeva aici sus. Research complete. My research complete. Sper să nu fie asta. Ah.
Level 3. Mai nimic. Research call. I wish only to serve. I await. I am the darkness. I am spirit. Încă unul. Ideea e că el devine foarte puternic. Și... hai că mergem amândoi, că acum am de unde... Sper să nu mă arăt chiar așa pe jos. A, făcut deja. Încă unul. God damn it. Ok, hai să ne întoarcem în bază. Ideea e că și... destul de puternic tipul. Dacă dăm încă un upgrade. No, de fapt pun pe amândoi să facă... hai să vedem ce face. Ok. Poate n-a făcut încă creep aici, să facem și noi level 4 și 3. A făcut deja. Să luăm prin partea asta la altă. Luăm mina asta de aici. Asta-i bine. Asta-i bine. Oh, God damn it. Summon more ziggurats.
Hai că... Oricum, interesant meciul. Eu zic că încă avem șansa să-l batem. Uite că vine încoace. Level 3. Să facem și o mana pe asta. S-a jucat foarte bine. Și aici se termină clipul. Eu sunt Alex, până data viitoare. Salut!